candidatul nostru la președinția României. Un om cu carte și cu minte, așa a fost caracterizat de oamenii cu care colegii noștri au venit în contact atunci când au strâns semnături pentru candidatura sa. Un om viu, un intelectual de valoare, un om cu foarte mult bun simț și de bună credință, aș completa eu. Sunt ferm convinsă că domnul Teodor Paleologu nu va fi doar un președinte învățător, așa cum a spus dânsul, va fi și un președinte luptător care va ști să se bată pentru România, așa cum am făcut și noi, moștenitorii politici ai președintelui Traian Băsescu.